ziua, stimați elevi! Astăzi, iarăși eu, lungă Olivia, ne vedem la o nouă lecție în cadrul disciplinii dezvoltare personală. Astăzi vorbim la tema de construirea podurilor în relație cu ceilalți. Termenii cheie care vor fi astăzi pe parcursul lecției este relație. Relația înseamnă legătura între două sau mai multe persoane. Un alt termen cheie care va fi pe parcursul lecției este relații interpersonale. Sunt niște legături psihologice, conștiente și directe între oameni. Și cerc relațional este un grup de oameni uniți prin interese comune, prin legături de rudenie sau de prietenie. Cu cine îmi construiesc relațiile? Fiecare din voi are diferite relații. Fiecare din voi este în relație de fiu, fiică, cu familia, de soră și de frate. Fiecare din voi este în relații cu rudele apropiate, de nepot, nepoată, verișor sau verișoară. Sunteți în relații de colegi, cu colegii de clasă, prieteni în cercul de prieteni și aveți și un grup de interese unde formați relații, fie echipa de fotbal sau echipa de la dans sau pictură. O relație sănătoasă cu tine însuți înseamnă relații sănătoase cu ceilalți. Având o relație sănătoasă cu tine însuți, te cunoști mult mai bine pe tine însuși, ai mai multă încredere în tine, ești mult mai conștient de ce și cum simți anumite lucruri, ce anume te face să iei anumite decizii și îți permite să evaluezi mai obiectiv relațiile cu ceilalți. Pentru că atunci când ai o relație sănătoasă cu tine însuți, se îmbunătățesc și relațiile pe care le ai cu ceilalți și mai ușor formezi relații cu ceilalți. La baza relațiilor interpersonale stau interesele comune, respectul, ajutorul, înțelegerea și, sigur că, ascultarea reciprocă. De ce avem nevoie de relații sociale? Oare nu am putea trăi fără relații sociale? Nu am putea trăi, pentru că interacționând cu ceilalți se dezvoltă inteligența umană, se valorizează competențele, se exercită diferite influențe prin care se realizează socializarea. Relațiile sociale, de a demonstra capacitățile tale, de a prospera în viață, precum și de a putea rezolva problemele personale. Relațiile sociale influențează sănătatea ta și fizică și psihică, atât pe termen lung, cât și pe termen scurt. Dar cum să construim și cum să menținem relațiile pozitive cu cei din jurul nostru? Pentru aceasta, luați aminte, ar fi bine să ascultați mai mult și să vorbiți mai puțin. Să spuneți ceea ce credeți și să credeți în ceea ce spuneți. Țineți-vă de promisiunile pe care le faceți. Oferiți ceea ce doriți să primiți înapoi. Cum să construim și să menținem relații pozitive cu cei din jur? Totul începe de la noi și fiecare din noi trebuie să fie acea schimbare pe care noi ne-o dorim. Permite celor din jur să ia propriile decizii. Ignoră un feedback care nu este constructiv și care te rănește. Ignoră un feedback care nu este constructiv și care te rănește. Fii sincer, fii pozitiv și tratează pe ceilalți cum ai vrea să te trateze pe tine. Și luați aminte, stimați elevi, dacă nu-ți place ceea ce primești, schimbă tu ceea ce oferi. Eu vă doresc să fiți în armonie și bună înțelegere atât cu familia, prietenii, colegii și cei apropiați și să aveți relații sănătoase cu voi înșivă și cu cei din jurul vostru. O zi bună vă doresc și mult succes! Și nu uitați, o relație bună cu noi înșine este o condiție a iubirii, a toleranței și a înțelepciunii față de alți oameni. Oamenii din jurul tău te vor respecta doar atât de mult cât tu însuți îi respecti.